Aici este declarația care arată că operațiunea a fost premeditată, că a fost pusă în mecanismul ăsta, a fost pusă în acțiune, pentru că Victor Ponta spune așa, având în vedere că presa întreabă, dom'le, dar deocamdată instanța a primit acea hârtie de la un director. Chiar dacă ăla e la pușcărie acum sau va fi sau e anchetat sau e pe lună, instanța are hârtia care spune așa că ăștia de la ISC sau au renunțat la calitatea de parte civilă în dosarul de corupție Adrian Năstase, trofeul calității. Deci au renunțat la banii aia, 1,6 milioane sau 1,5 milioane de euro. Ce răspunde Ponta? Eu nu sunt șeful ISC. Sunt al guvernului. Eu nu sunt conducătorul ISC. Nu sunt subalternii mei. Îmi pare rău. A răspuns Victor Ponta. Adică eu am rămas mască. Da. Bun. Andreea Pora. Păi, ai rămas mută. Da, am ascultat și eu declarația și ea, deși sub aspect, să spun, formal, sigur că teoretic nu sunt subalternii lui, cu amendamentul că în prima ședință de guvern acest inspectorat a fost trecut în subordinea directă a premierului, șeful inspectoratului putând fi numit și demis în funcție numai cu semnătura premierului. Dar afirmația de astăzi și de fapt problema este esența. Da? Deci dacă acea hârtie rămâne acolo și dacă inspectoratul nu face, nu depune în instanță o altă, să zic, cerere prin care anunță, solicită instanței să nu admită prima probă, deci să retragă prima hârtie, acea hârtie își va produce efectele. Faptul că Ponta acum se eschivează, îi spune, domne, eu nu sunt șeful, eram în Afganistan. Na, ce potriveală. Ridică mari semne de întrebare, pentru că toată succesiunea faptelor, rapiditatea, prima instituție luată în subordinea guvernului, numirea în decurs de 3 zile, schimbarea șefului, de vineri până luni, domnul ăsta, mânat de Cuza, depune hârtia, prejudiciul se volatilizează, deși exact o lună înainte același institut spusese că prejudiciul e mai mare decât cel constatat de DNA și de instanță. Deci, în mod evident, este o încercare... Dar eu am descifrat asta cu Cuza. Nu știu, ați descifrat-o la revista 22? Nu, foarte interesant. N-am. O să revin la declarația da. Bun. Ideea este că e un act disperat, contra cronometru, de fapt, pentru că dacă nu ar fi fost acest termen de prescripție care se apropie data de 10-12 iunie, probabil că nu ar fi făcut gesturi de genul acesta hazardate pe față când se știe... Să 10-12 iunie. Da, când... Dar atenție, anul viitor spun procurorii când, că se... Aici o să discutăm și despre, și despre aspectul ăsta care e foarte interesant. Deci, când știu că toată presa e cu ochii pe acest dosar de ani și ani de zile, că se urmărește fiecare act, fiecare declarație, fiecare șoaptă spusă acolo în instanță, deci în mod evident a fost un gest disperat în salvarea lui Năstase, că altfel ar fi lucrat și ei mai cu fereală, mai cu grijă, mai cu... N-ar fi doar termenele astea... Doar termenele. Bun.